dar să nu râzi, că e exact din inimioara mea. Nu aștept vreodată că o să am puterea să particip la toate emisiuni. Se pare că destinul și dorința de a începe o nouă și ultimă călătorie de dragoste m-a împins să mă înscriu într-un moment de inconștiență. Am simțit că o să fiu acceptată, am simțit că trebuia să vin. Acum înțeleg de ce. Cea mea dragă să se află aici. După un an greu, cu foarte multe dezamăgiri, anul 2013 a fost cel mai important în viața mea și așa o să rămân. Este anul în care l-am cunoscut pe viitorul meu soț. Acum vrea să te văd și nu poți să te ții. Și știu. Măguriță, ia și te văd. Așa. În tot acest timp am avut foarte multe momente frumoase, dar și mai puțin frumoase. Cel mai frumos moment este atunci când m-am îndrăgostit de Raimond. Sentimentele noastre fac ca fiecare zi să fie special. Și acest moment o să rămână cel mai frumos până la sfârșitul competiției. Un alt moment a fost atunci când am mers la mall. A fost ziua în care mi-am dat seama câți oameni mă iubesc și îmi sunt alături. Momentele neplăcute le-am dat uitării, dar am reușit să învăț câte ceva din fiecare. Așa, super. Sper ca noul an să fiu în fața altarului și familiile noastre să fie fericite și sănătoase alături de noi. Mai trebuie să mai scriu? Hai, dacă vrei să râzi, râzi. Hai. Hai, râzi. Hai, că știu că ești rău. Sunt pe aima tine? Dacă le biscuiți. Bine. Mă duc. Mult. Mult. Iubița mea. Fo! Dacă vrei să schimbi ceva cu mine. Mă gândeam că s-aș bate jos de mine. E foarte frumos. Nu cred, ia. Dar ce mai vreau să mai scrie? Cine mai scrie? Dar ce te interesează? N-am înțeles. Da. Dă-ți mi-au papuci. De la Neculai din Iași. Wow! Mare! Wow! Fua! Wow.